Bisericincioși vom citi și la sfârșitul zilei din 11 aprilie din prologul Sfântului Ioan Nicolae Velimirovici. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, prologul de Ohrida, Sinaxar, 11 aprilie. Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Antipa, episcopul Pergamului din Asia Mică. Sfântul Antipa este pomenit în Cartea Apocalipsei astfel. Antipa, martorul meu cel credincios, cel care a fost ucis la voi, unde locuiește satana. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 13, adică în cetatea Pergamului. Locuitorii acestei cetăți trăiau într-un tuneric închinări la idoli și într-un tot de sfrâu și necurăția. Erau robii necuratelor patimi, erau bagiocoritori, tirani și incestuoși. Cu alte cuvinte, ei erau adevărate slugi ale satanei. Între aceștia trăia și strălucea Sfântul Antipa, precum lumina în mijlocul întunericului, precum trandafirul între spini, precum aurul în noroi. În această cetate, cel care ucidea vreun creștin era cinstit ca un om foarte drept. Suma credințelor păgânești stătea în vrăjitorie, interpretarea viselor, slujirea dracilor și perversitatea extremă. Cum de Antipa diavolilor le era groază ca de foc, i s-a înfățișat în vis acestor vrăjitori și desfrânați și le-au mărturisit că le e frică de Antipa, adică diavolii le-au spus vrăjitorilor și desfrânaților că le este frică de Antipa și cum de răul lui vor trebui să părăsească cetatea. Slujitorii idolilor s-au adunat în număr mare atunci și un număr mare de popor împotriva lui Antipa, luându-l pe sfânt și interogându-l despre credința lui, nădăjduind că îl vor forța cumva să se lepede de Hristos și să slujească și el idolilor. Dar Sfântul Antipa le-a zis, când așa zisii voștri stăpâni, așa zisilor voștri stăpâni ai universului, le este frică de mine, care sunt un om muritor, adică diavolii care se pretindeau pe stăpâni, încât se simt forțați să părăsească cetatea, oare nu vă dați seama cât de amari vă înșelați crezând în ei? Și Sfântul început să le grească mai departe despre credința creștină, ca fiind una sfântă, adevărată și mântuitoare. Dar acel necurat popor s-a umplut de furie animalică și l-a târât pe Sfântul Antipa, care era un om în vârstă, la templul Artemidei și unde se afla un vițel turnat din bronz. Ei au înfierbântat tare acel vițel din bronz și l-au aruncat pe robul lui Dumnezeu înăuntru. Din interiorul vițelului, Sfântul Antipa aducea slavă lui Dumnezeu, cânta cântare precum odinioară Iona în pântecele Lechitului și precum cei tineri în Babilon în cuptorul de foc. Sfântul Antipa s-a rugat pentru turma sa și pentru întreaga lume, până când sufletul său a părăsit trupul lui bătrân și obosit și s-a înălțat la ceruri între îngeri în împărăția lui Hristos. Sfântul s-a săvârșit viața în chinuri și s-a încununat cu cununile veșniciei la anul 92 de la întrupare. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Procesus și Martinian. Aceștia au fost temniceri a închisorilor din Roma pe vremea când Sfinții Apostoli Petru și Pavel erau închiși acolo. Auzind cuvintele și fiind martori la minunile săvârșite de ei, cei doi temniceri au primit Sfântul Botez și au deschis porțile închisorii, lăsându-i liberi pe sfinți. Apostolii au părăsit Roma, dar Mântuitorul i s-a înfățișat Sfântului Petru și care l-a întrebat, Doamne, unde mergi? Iar Mântuitorul i-a spus, mă duc la Roma ca să mă răstignesc odată. Să mă mai răstignesc odată. Rușinați, sfinții s-au întors la Roma unde a fost prins și omorât, uciși împreună cu dânsii, au fost și cei doi vitești temniceri, Procesus și Martinian. Că Sfântul Petru mergea undeva în afara Romii, undeva, unde nu erau persecuții. Și văzându-l pe Mântuitorul, că merge spre cetate, adică în mijlocul cetății unde erau persecutați creștinii, l-a întrebat, Quo vadis? Îmi spun romanii, unde te duci, Doamne? Și Domnul a spus, mă duc să mă răstignesc încă o dată la Roma. Atunci Petru a înțeles că e vremea să se răstignească el. El a fost răstignit la Roma cu capul în jos.
Cântare de laudă la Sfântul Antipa. Aflându-se înăuntru vițelului de bronz, ca și într-un templu luminat, creștinul Antipa nu este singur. În inima curată locuiește Domnul, focul nu-l arde, lui Antipa de foc nu e frică. Pentru Domnul Hristos, Sfântul îndură cu răbdare toate și către Domnul se înalță din foc rugăciunile lui. O, atotputernice Doamne Iisuse Hristoase, împărate al veacurilor, eu pentru aceste chinuri ție de mii de ori îți mulțumesc, iar într acest foc toate păcatele mele, ca la cel ier curat să mă ridic. Rog-mă ție, Stăpâne, într-o această cetate a stricăciunii, preturma mea smerită, curată să o păzești. Mă rog ție, inimile lor să le păzești, ca întru tine și cu tine pururea ele să petreacă. Mă rog ție și pentru acești păgâni, Doamne, desparte pe ei de minciunile diavolești și mă rog ție pentru toți păcătoșii care a ta lege o disprețuiesc. Învață-i pe ei să te slujească pe tine, căci toate într-o a ta putere sfântă sunt, așa cum la sfârșit, mă rog ție, ca sfânta ta biserică să propășească, Doamne, sub prigoana cea sângeroasă să iasă. Cugetare. Nu pot avea odihnă pe pământ cei care doresc cu sete mântuirea sufletelor lor, zice Sfântul Efrem Siru. Căci fără răgaz este lupta, fie din afară, fie din lăuntru. Vrăjmașul uneori ne luptă pe față, el însuși, alții ori prin oameni și prin lucruri, alte ori nevăzut prin gânduri. Uneori vine el însuși cu multă cruzime ca un dușman, iar alte ori sub față de prieteni îngușitor și viclean. Ceea ce se întâmplă pe câmpul de bătaie între două oștiri dușmane, se întâmplă și în viața fiecărui creștin care se află în veșnic război cu patimile acestei lumi. Cu adevărat nu pot avea odihnă pe pământ cei care doresc cu sete mântuirea sufletelor lor. Odihna nu-ți vine decât la ceasul de plinei mântuiri. Luare aminte, să luăm aminte la Stăpânul cel înviat, la Stăpânul Domnul nostru Iisus Hristos cel înviat, la cum Petru și Simon Petru și celălalt ucenic au alergat repede la mormânt ca să vadă cu ochilor vestea învierii, la cum unul după altul a intrat în mormânt și a văzut giulgiu într-un colț și de asemenea năframa, la cum ei au văzut și au crezut și apoi au dat mărturie și cum pentru mărturia lor au plătit cu viața. Predică despre cei doi Adam, cel de moarte aducător și cel de viață dătător. Căci precum în Adam toți mor, așa în Hristos toți vor învia. Zice Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 22. În Adam viața este semănată într-o rușine. În Adam viața se ridică într-o slavă. Păcatul este de la Adam, iar dreptatea vine de la Hristos. Slăbiciunea și moartea vine de la Adam, iar puterea și viața vin de la Hristos. Astfel, în Adam noi toți murim și astfel, în Hristos noi toți vom învia. Acela este omul cel pământesc, pe când acesta este omul cel ceresc. Adică acela, adică omul cel dintâi, Adam cel dintâi, este omul trupesc, pe când acesta, Hristos, este cel omul cel duhovnicesc. Hristos nu de dragul s-a înviat, ci de dragul nostru, precum nu de dragul său s-a răstignit, ci de dragul nostru. Căci dacă învierea sa nu înseamnă și învierea noastră, atunci a sa înviere nu ne este dulceată, ci amăreală. Unde ar fi atunci dragostea de Dumnezeu? În ce ar mai consta sensul mizerabilei noastre vieți pe pământ? Care ar fi atunci scopul venirii lui Hristos pe acest pământ? Acolo unde sfârșește Adam, începe Hristos. Adam sfârșește în mormânt, iar Hristos începe cu învierea din mormânt. Neamul lui Adam este acea sămânță care se aruncă pe pământ, putrezește și moare. Acea sămânță care nu vede soarele. Este acea sămânță care nu crede că ea poate încolți și scoate capul de sub pământ, spre a însori într-o tulpină verde care să facă frunze, flori și fructe. Pe când neamul lui Hristos este un câmp verde pe care a încolțit grâul, a crescut și a înverzit.
a făcut frunze, muguri și spice care aduc roadă multă. În Adam nu înseamnă doar că într-o zi vom muri, ci mai curând înseamnă că suntem morți, morți până la unul, adică prin păcatul strămoșesc, noi toți suntem morți sufletești, în fine, doar vii biologici și ne trăim în această moarte sufletească fără Hristos. În Hristos nu înseamnă doar că vom învia într-o zi, ci mai curând că deja acum suntem vii, suntem vii prin credință și prin botez, prin harul Sfântului Duh, prin Sfintele Taine. Noi trăim viața de cu Hristos încă de aici, de pe pământ. Și mai curând deja suntem vii. De pe acum sămânța îngropată noi a început să germineze și să răsară lumina soarelui. Exprimarea cea mai totală a morții se vede în mormânt, iar exprimarea cea mai completă a vieții nu se va vedea decât în împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu din ceruri. Mintea fiilor lui Adam este în formă cu moartea, împăcată cu ideea că totul se supune inexorabil morții și se afundă ca atare mereu mai mult pe pământ. Pe când mintea fiilor lui Dumnezeu se revoltă împotriva morții și a putreziciunii și luptă tot mai mult ca omul să scoată capul la lumină cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos. O, Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, care le-a înviat a treia zi din mormânt, luminează mințile noastre și a tuturor pământenilor ca să fugim de întuneric și pe ire și să tindem pururea către lumina și viața cea veșnică care este numai întru tine, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.